Printr-o interpelare, senatorul PSD Florin Cârciumaru face apel la ministrul educației să nu mai mimeze grija pentru învățământ. Prin tehnica online practicată, elevii fără posibilități materiale nu au avut acces la informație. Cârciumaru îi cere ministrului Monica Anisie să vină cu precizări concrete atât pentru elevi cât și pentru dascăli. Învățământul online nu este eficient în totalitate și, din păcate, nu a ajuns la toți elevii României din mai multe motive, unul fiind sărăcia. În cazul în care vârful pandemiei se va extinde până la 15 mai, după cum apreciază specialiștii din sănătate, ce se va întâmpla cu cele două sesiuni de bacalaureat? Mai există timp pentru desfășurarea celor două sesiuni? Cum se va putea încheia situația școlară a elevilor dacă până acum nu ați venit măcar cu un model sau propunere de evaluare a celor care învață de acasă? Responsabilii din ministerul condus de dumneavoastră au solicitat celor din cadrul inspectoratelor școlare județene o situație a modului în care învață elevii din mediul rural în această perioadă. În multe localități din România nu există semnal la telefon și internet, iar în multe altele părinții sunt prea săraci pentru a le asigura un telefon, tabletă sau laptop conectat la internet pentru a continua studiul de acasă. S-a gândit cineva și la aceștia? Și dacă da, cum i-ați ajutat? Ce sfaturi le-ați dat cadrelor didactice? În aceste condiții de pandemie, mai este valabil calendarul de desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a 8-a? Aceștia au timp și potențial pentru a se pregăti pentru examenele deja anunțate, se arată în interpelarea lui Florin Cârciumaru. Parlamentarul susține că nimeni nu vorbește nici despre elevii care fac parte din programe naționale, despre burse și chiar alocații școlare.